Bună seara, domnilor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Audiența. Domnilor și domnilor, stăm de vorbă în această seară cu deputatul Giurgiu Veandar, care reprezintă până una alta interesele celor din Dâmbovița în Parlamentul României. Este vorba despre fostul consilier al primului ministru, domnul Radu Popa. Bună seara, domnule deputat. Seara, mulțumesc pentru invitație, bună seara tuturor. Mulțumesc și eu că ați acceptat, sunteți răcit. Sunt un pic răcit, mă bucur să vin de fiecare dată că m-a invitat la Giurgiu și am zis că, indiferent cât de răcit sunt, să vin, că mă simt bine acasă. Sunteți foarte prezent la televizor, foarte prezent și acid în declarații. Și să trecem direct la subiect, pentru că avem foarte, foarte multe de dezbătut aici, având în vedere contextul politicii de vârf, mai ales. Bine, o să discutăm și despre Giurgiu, că vă interesează, ne interesează, îi interesează pe telespectatorii noștri. Vreau să mergem la momentul 16 noiembrie, domnule deputat, da. Atunci când ați ieșit la declarații, parcă ați detonat așa o bombă, i-ați cerut, după eșecul PSD, eșecul lui Victor Ponta la alegerile prezidențiale, ați cerut demisia vicepremierului Liviu Dragnea. Sincer, mi-aș fi dorit să nu fi ajuns la momentul ăsta, mi-aș fi dorit să fi câștigat alegerile și să-l felicit pe Liviu Dragnea pentru victorie. Mi-aș fi dorit să se întâmple lucrurile astea, nu s-au întâmplat. Nu s-au întâmplat în primul rând din cauza lui, pentru că știm cu toții că cel pe care l-am susținut în campanie, respectiv Victor Ponta, n-a făcut nicio greșeală semnificativă care să fi dus la pierderea alegerilor. Din cauza asta, eu am spus și susțin în continuare că principala vinovăție în pierderea alegerilor este a lui Liviu Dragnea, pentru că cei care sunt în partid și cei care au fost în apropierea stafului de campanie în perioada alegerilor europarlamentare și în perioada campaniei pentru prezidențiale, știu că Liviu Dragnea era un one-man show, era cel care se ocupa și de strategie și de comunicare și de organizare și de lansare și de deplasare și de... Și de diaspora și de diaspora, strategie și de tot. Se ocupa de tot. Deci nu puteți face nimic pentru că totul trebuia să fie de acord domnul Liviu Dragnea. Ăsta e motivul pentru care după pierderea alegerilor am cerut demisia. Cred că el e cel care și-a asumat toate astea și pentru că am pierdut alegerile, normal să răspundă. E normal să răspundă, dar vi se pare că răspunde în vreun fel mai mult de atât? Am avut senzația atunci când ați ieșit la declarații, am avut senzația că vorbiți de lângă Victor Ponta, mă așteptam la niște reacții din partea premierului. Erați consilierul lui Victor Ponta și în relații foarte bune. Se știa lucrul ăsta. De fiecare dată când am dat declarații pe subiecte fierbințe ale zilei, declarații referitoare la colegii noștri din partid, care au fost mai dure sau mai dificile, momente dificile, de fiecare dată m-am consultat cu Victor Ponta, pentru că așa am crezut că era normal. Eram conștient că, așa cum dumneavoastră credeați că Victor Ponta mă dirigează să dau anumite declarații sau mă trimite pe anumite culoare de comunicare, așa eram conștient că toată presa ar fi crezut același lucru și din cauza asta, repet, de fiecare dată când am dat declarații, m-am consultat cu el și ne-am găsit calea de mijloc. De data asta n-am mai simțit nevoia să fac asta, pentru că eram într-un moment greu, inclusiv pentru el. Pierduse alegerile. Sincer, nu mă așteptam să plec în Dubai. Credeam că e undeva într-o cameră acasă la el în intimitate și încearcă să se reculeagă. Nici nu l-am sunat. Mi-aduc aminte doar că în seara de 16 noiembrie am vorbit ultima oară pe la 7 seara și mi-a zis că din păcate alegerile, că am pierdut alegerile și a fost ultima vorbire pe care am avut-o cu Victor Ponta. Și de atunci nu ați mai vorbit niciodată? Ba da, nu, de atunci am vorbit. Am vorbit inclusiv pe 17 am dat eu declarațiile alea, pe 18 am vorbit cu domnia sa și am tot vorbit. În luna noiembrie am avut o ați purtat probabil o serie de discuții de vreme ce ați spus că după discuțiile cu premierul ați considerat că este mai bine să părăsiți barca, nu?
Asta a venit un pic mai târziu, pe 24-25 noiembrie, dacă oricum era sfârșitul noiembrie, am avut o discuție cu Victor Ponta, pentru că după momentul 17 noiembrie, puțină lume știe ce s-a întâmplat atunci, după momentul 17 noiembrie au fost 3-4 zile în care el n-a fost în țară, știți că a fost în Dubai, s-a întors spre sfârșitul săptămânii, lucrurile erau un pic... Cu Sebastian Ghiță, care a plecat... Cu Sebi Ghiță, cu mai mulți, a fost o echipă mai largă, s-a întors spre sfârșitul săptămânii și luna următoare ne-am văzut, la o săptămână de la eșecul alegerilor, chiar în luni ne-am întâlnit. Și... Desigur că toată presa comenta, eu deja începusem să dau declarații referitoare la Liviu Dragnea și el m-a întrebat atunci dacă cred eu că fac bine. Și am zis da. Că dacă în nu... termeni atât de blânzi a discutat cu dumneavoastră după declarația asta? N-a discutat niciodată cu mine în termeni duri. Niciodată, nu. O singură dată am atacat eu o problemă de principiu. Un coleg avea un dosar penal și am spus într-o emisiune că, după părerea mea, ar trebui să se ducă acasă să facă un pas în spate și el atunci mi-a zis că nu crede că fac bine, că mi-atac colegii. Mi-a spus pe un ton mai puțin amical, așa. Mi-a spus că de la șef la subaltern politic. Dar în rest, nu, n-am avut niciodată niciun schimb de replici mai dur sau momente în care... A fost o decizie unilaterală aceea de a părăsi PSD? Nu, lucrurile s-au întâmplat în felul următor. Spre sfârșitul noiembrie, la vreo două săptămâni, după ce începem să dau declarațiile referitoare la Liviu Dragnea, am avut o discuție cu el și mi-a zis că e cazul că e timpul să mă liniștesc, că lucrurile se vor schimba în partid, că el o să facă reformă, că baronii o să se ducă acasă și o să facă un pas în spate și că nu o să mai fie cum e acum. Eu de aici am tras concluzia că Liviu Dragnea face un pas în spate, cel puțin dacă nu, cumva renunță la funcție, adică ce poți să înțelegi când spune un om că lucrurile nu vor mai fi ca acum? N-am crezut niciun moment că lucrurile nu vor fi ca acum, dar după Liviu Dragnea, adică linia o tragem după ce discutăm de funcția lui Liviu Dragnea, în jos. Toată lumea e de vină, mai puțin Dragnea. Știți, teoria centrului imaculat, s-a discutat mult în PSD despre asta, de pe vremea lui Năstase se tot discută și niciun lider central nu vrea să-și... Nu e vinovat și nu-și asumă. Nu-și asumă, da. Bun. Și am avut discuția asta. Era sfârșit de noiembrie. Pe la începutul decembrie, cred că în prima săptămână din decembrie, pe întâi a fost ziua națională, n-am fost noi, nu mă știu, 6-7, oricum erau prima săptămână din decembrie. Trecuseră două săptămâni de la momentul în care Victor Ponta spusese să stau liniștit că lucrurile se schimbă în partid. A apărut deja de două ori Liviu Dragnea spunând că a înțeles ce s-a întâmplat, știe cine sunt vinovații și că se apucă să facă reformă. Și când l-am văzut prima dată că vorbește, am crezut că este o tentativă, el a mai avut tentative de a ieși din încercuire. Acum o să vorbesc pe limbajul colegilor din partid, știu foarte bine. El a mai avut problema asta în care toată lumea îl țintea și a ieșit din încercuire. Și acum credeam că joacă aceeași fandare laterală, încercând să evite lovitura. A zis odată că face reformă, a doua oară că există o strategie la nivelul partidului, adică vorbea ca și când era ideologul partidului. N-am înțeles prea bine prin banata, a doua oară, zic, nu se leagă cu ce spusese Ponta. Și când am început să vorbesc la Amazon la grup, și am început să vorbesc cu colegii care erau și apropiați de Dragnea, dar totodată și suficient de echilibrați ca să înțeleagă ce se întâmplă în partid. Și mi-au zis, bă, nu mai da declarația televizor, că nu pleacă Dragnea nicăieri, asta e un joc, ei vor să te liniștești tu ca să liniștească și apele în partid și nu știu. 1, 2, 3. Eu vorbim cu niște oameni pe care știu apropiați de Victor Ponta și de Liviu Dragnea, adică nu cu orice fel de colegi, am vorbit cu oameni care chiar știau ce vorbesc. Când m-am lămurit că într-adevăr e un joc și că Victor mă liniștea, că vrea să mă liniștească, m-am dus și am zis, eu nu cred că se schimbă nimic în partid. Și cred că e bine să mă duc acasă. Zic, și uite, ca să vezi că nu am nicio problemă să mă duc acasă, nu, și eu zic că cred că e bine să plec, am zis. Și ca să vezi că n-am nicio problemă să plec, eu îmi dau demisia din partid,
din Parlament și din politică și mă duc de tot acasă și văd ce fac. Vând, mă întorc la presă. Mă întorc la presă, văd ce fac, mă întorc într-o... Am o meserie frumoasă. Și zice, nu știu dacă e bine, că ești tânăr, o să mai ai momente din astea, nu te-ai grăbi, nu știu ce. Acum nu spuneți că ați rămas în politică grație lui Victor Ponta. Nu, am rămas în politică grație unor oameni cu care m-am întâlnit pe stradă după momentul ăsta. Pentru că vreau să vă spun că eu am avut un... Nu știu cum să vă zic, că nu vreau să par nici îngânfat așa. Un feedback. N-am avut un feedback. Am avut o deziluzie foarte mare văzând că Victor a pierdut alegerile. El știe în sufletul lui de ce le-a pierdut. Da? Astăzi nu mai are niciun motiv să nu ia măsurile ca să nu mai ajungem niciodată în situația asta și totuși nu le ia. Nu mai are niciun motiv. Nu mai are niciun. El nu mai are ce să mai piardă. Deci, în momentul ăsta, Victor Ponta nu mai are ce să mai piardă. Când am văzut, în schimb, că se discută despre excluderea lui Vanghele, excluderea lui John, excluderea lui Șova, îi dăusem declarațiile alea. Pe mine, acum, m-a surprins excluderea lui Șova, pentru că Șova era, din punctul meu de vedere, obedient. Șova nu a fost niciodată exclus, a fost tot în joc. Și colegii trebuie să știe. Ăla nu era de exclus. Nu, Șova n-a fost niciodată exclus. Șova, ca să creeze tuturor colegilor din partid. Să depresurizeze. Și să creeze tuturor colegilor din presă și tuturor românilor, să creeze senzația că excludere nu iau țintă doar pe Vanghele și pe Joană, pentru că în momentul ăla ar fi înțeles lumea că de fapt miza e alta, l-au băgat în echipa de excludere și pe Șova. Când, în seara în care în seara în care au fost excluși, ședința a început la 11 dimineața și s-a terminat la 6 seara. Eu pe la 4 după amiază, când am înțeles ce se joacă, am înțeles târziu ce se joacă, deși vorbisem cu Victor Ponta și nu vreau să mă dau, deci știu că nu m-am prins. Nu știam că... Toată săptămâna auzisem că îl exclude pe Vanghele, i-am și zis și lui Victor Ponta, nu cred că faci bine pentru că creezi un pol de putere în afara partidului, o să vezi că ăsta se întoarce împotriva ta. Da, lasă că nu știu ce, deci eu nu știam. Pe la 4 am primit niște SMS-uri și am înțeles că urmează să fie exclus. Și m-am dus în Chiselef. Eu am sperat că la un moment dat se creează o oportunitate și încercam să-l lămuresc încă o dată pe Victor Ponta. Zic, dom'le, nu cred că faci bine, pentru că în momentul în care l-ai pus în situația în care nu mai are nicio variantă, va fi complet întors împotriva ta. N-am reușit să... Erau ușile încuiate, mă rog, el era în ședință, era o tensiune foarte mare. N-am reușit să vorbesc cu el și la 6:30, 6:00, mă sună o ziaristă care era acolo în sediu și îmi zice, am o informație din interior că cei doi au fost excluși. Asta e, da, dacă așa au considerat. 3 și Șova. Îi dau SMS-ul Șova, îl sun pe Evanghelie telefonul închis, îi dau SMS-ul Șova, îmi zice, nu se pune problema. Zic, v-au exclus și el îmi dă înapoi, zice, nu se pune problema. Nu mai înțelegeam nimic, să vă spun drept. În momentul în care a ieșit la declarații Dan Șova și a zis că își cere scuze, că poate colegii au dreptate și a fost o dezamăgire pentru mine. V-ați prins că e un joc? Nu, a fost o dezamăgire pentru mine că el e totuși un tânăr politician. A murit în momentul ăsta, Dan e mort înainte să se nască, pentru că nu o să mai poată face ce politică. Mă rog, asta e părerea mea. Dar a greșit că... Din cauza problemelor pe care le are... Nu, din cauza faptului că au înțeles foarte mulți colegi... Cu justiția. Nu, asta nu știu eu. Dacă poate omul e nevinovat, nu știu. Dar au înțeles foarte mulți colegi că el nu este un tip... Nu are stofă. Nu are, cum să zic, nu are... Și credibilitate. Verticalitate, în primul rând. Adică eu... Și dacă îl dădeau afară, trebuia să spună, da, domnule, m-au dat afară, o să văd, mă duc la comisia de etică, dar faptul că noi luni am dat niște declarații și lunea următoare pe săptămână tu vii și cer scuze și spui că ai greșit și ori, păi, ai fost nebun când l-ai dat sau ești nebun când îți cer scuze, că n-ai decât două variante, al treia posibilitate nu mai e. Da, și cam asta s-a întâmplat și am avut o discuție după excludere cu Marian Vanghelie. Ce să zic, explicația reală e greu de crezut pentru oamenii care nu fac politică. Oamenii care nu fac politică e greu de crezut, dar e singura explicație și eu pe asta o să o dau. Eu am o relație de 15 ani cu omul ăsta.
cu Marian Vanghelie. Da, da, am trecut cu el prin bune și prin rele, prin momente grele, prin momente foarte grele și prin momente foarte bune. M-a mișcat un pic așa, pentru că el în seara în care a fost exclus, atunci la 6:30, m-a sunat și mi-am dat seama că pe undeva eram primul care îl sună, un primul pe care îl sună Vanghelie. Era foarte, foarte aproape, foarte proaspătă informația pe presă. M-am dus, m-am întâlnit cu el undeva și a început să-mi povestească. Și mai țin minte când eram cu Dipul 98 și cu Oprescu și cu campania și când ne băteam să câștige Oprescu și cât am făcut pentru partidul ăsta și uite așa și uite așa și când l-am ajutat și pe Victor să iasă președinte la tinereți, m-a chemat Năstase, zice, mai țin minte când ne-am dus la Senat, zice, băi, să ajut să mă dea afară Victor, totuși nu e în regulă, că am muncit și eu 20 de ani la partidul ăsta. Și m-a câștigat, să vă spun drept. După prin fermitate, prin asumare, prin... Prin faptul că e un tip vertical, adică despre Vanghelie se pot spune multe lucruri, el are multe defecte, dar are o calitate pe care nu au foarte mulți oameni. Este un tip corect. Când apucă să spună da, e da și când... Corect față de colegii de partid sau față de electorat? Corect față de toată lumea. Corect de față de toată lumea. Nu o să găsiți un om în România care să vă spună că Vanghelie a spus da și a făcut nu. O să vă găsiți 1000 de oameni care o să spună nu m-am înțeles cu Vanghelie. Că nu i-a convenit lui asta, că i-a văzut-o invers pe asta. O să găsiți mulți oameni. Dom'le, am vorbit cu el și nu m-am înțeles cu el. Pentru că nu au reușit să cadă de acord. Dar nu o să găsiți niciunul, sau eu cred că nu o să găsiți niciunul, care o să vă spună Vanghelie mi-a zis da și a făcut nu. Are o calitate. Să știți că nu sunt mulți politicieni în România. Vorbesc de politicieni de top, că politică fac mulți oameni. Dar vorbesc de politicieni de top însemnând vicepreședinți la nivel național al partidelor parlamentare. Nu o să găsiți mulți politicieni care să aibă renumele ăsta. Da. Plecat din PSD, că probabil că aici vreți să ajungem și probabil că, dacă intuiesc corect întrebarea, am plecat pentru că pur și simplu nu se mai putea. Sau eu unul nu mai puteam. Am avut multe săptămâni în care m-am gândit cu groază și vă spun sincer asta, n-am povestit-o nimănui, dar vă spun acum la Giurgiu, mă gândeam cu groază că totuși sunt parlamentar, sunt deputat, sunt consilierul primului ministru, suntem la guvernare și nu reușim să facem mai nimic pentru oameni. Și indiferent ce credem noi sau ce facem noi sau cât de mult ne zbatem noi sau cât de puțin ne zbatem noi, important e că oamenii nu cred nimic și oamenii sunt nemulțumiți. Eu nu zic că le știu pe toate sau că știu eu că sunt cel mai deștept. Eu spun doar că anumite lucruri pe care eu le spuneam că trebuie făcute le regăseam în discuțiile cu oamenii normali, ca dumneavoastră, alți prieteni de-ai mei care nu fac politică, și toți spuneau, uitându-se la televizor, bă, dar ce nu scăpați de baroni? Bă, dar de ce îi țineți pe aia în Parlament? Sunteți nebuni? Cum unul fură ceva? Și de ce n-ați scăpat de baroni? E dus la procuror, de ce nu... un coleg de-al tău, retras. Un parlamentar, procurorul îi cere o măsură și tu, deputatul Popa, spui că nu ești de acord. Păi, dar în cazul meu, Vasile Popescu, nu știu cum altul, da? De ce se poate și în cazul tău de parlamentar? Păi, mi-era greu să explic. Adică să știi că lucrurile nu sunt chiar așa. Adică să nu crezi că se dă de undeva de sus ordin de la partid, apărați-l pe ăla sau votați-l pe ăla. Nu credea nimeni. Dar nu e așa. Și astăzi vă spun din afara PSD-ului că nu s-au dat ori. Eu, mie, unul, nu mi-a spus nimeni. Bă, la votul ăla votează așa, să-l apărăm pe ăsta că e al nostru. Nu. S-a creat într-adevăr o frăție transpartinică a parlamentarilor pentru că ofensiva DNA-ului uneori a părut prea violentă. Alteori a părut nejustificată. Și acum cum vi se pare? Ofensiva DNA-ului? Nu, mi s-a părut tot timpul corectă mie. Eu nu cred, am spus-o și în la televiziunea națională, o spun peste tot. Și în discuțiile private, am 1000 de prieteni care știu asta. Eu nu cred că există niciun dosar politic. Să ne lămurim. Eu nu cred că vreun dosar de la DNA, de la DICOT, de la parchet, e făcut că procurorul X a primit telefon de la Băsescu, de la Ponta, de la nu știu cine, de la Blaga, de la cineva. Și a zis, fă-i un dosar ăla, că nu-mi place mie de el. Am auzit, în schimb, că sunt alte instituții care mai unde se mai practică, dar nu DNA-ul, parchetele, dar sunt unele instituții în care într-adevăr se mai întâmplă chestia ce asta. Ce părere aveți acum că ați adus vorba despre legea Big Brother? Scurt, așa. E necesară. Dar trebuie făcut un filtru de control pentru că nu putem să transformăm România într-o isterie în care toată lumea este supravegheată și controlată și verificată. Dar... Cineva foarte deștept mi-a spus la un moment dat
Până la urmă, care-i rostul? Pentru că teroristul îi dă unuia bani să cumpere o cartelă și și-a rezolvat problema. Așa, bun, discutând... Simplist. Da. Eu vă spun de ce cred că legea e necesară. Dar, repet, cu un filtru. Legea e necesară pentru că dacă o astfel de lege salvează o singură viață, eu vreau să mă controleze, să mă scuzați, și în... Da. Buzunare, ca să nu zic altfel, ce au înțeles oamenii ce vreau să spun, da? Deci să mă verifice peste tot. Dacă prin această verificare, prin această ascultare de telefoane, prin faptul că vă intră dumneavoastră în calculator, că mi-intră mie în calculator, salvăm o singură viață. Dar sunteți convins că nu acest acces nelimitat, să spun așa, nu afectează cumva? Eu nu sunt, deocamdată nu sunt foarte decisă cum este mai bine. Sunt argumente. Eu cred că trebuie făcut, dacă vreți să discutăm complet. Nu, eu nu cred... vreau să discutăm foarte mult pe subiect, pentru că avem multe, mult mai importante de discutat. Okay. Și avem și mesaje de la telespectatori. Domnule Popa, ne spuneți lucruri extraordinare din interiorul PSD. Care mai este rolul bătrânului EDEC? O seară bună! Extraordinară emisiune, mulțumesc frumos pentru mesaj. Mulțumesc, n-am niciun merit, să știți că doamna e vinovată de emisiune. Nu știu la cine se referă bătrânul EDEC, probabil că la Ion Iliescu, alt bătrân în partid nu mai e. Așa gândesc și eu. Sigur despre asta. Am să vă spun ce creți deschis, chiar dacă unii dintre colegii mei nu sunt de acord cu mine. Eu cred că Ion Iliescu are și lumini și umbre, și bune și rele. Cred că are mai mult rele decât bune. Eu așa cred. Cred că a fost un moment în care ne-a ajutat, dar cred că dacă, să nu zic mai târziu, dacă în 2000 nu mai candida, dacă în 2000 aveam, nu vreau să, nu știu, să dau niciun nume, nu vreau să, dacă aveam alt președinte în 2000 și alt prim-ministru în 2000, eu cred că rămâneam în altă parte acum. Eu nu cred că alte țări, nu cred că polonezii au două căpățâni, nu cred că cehii au două căpățâni, nu cred că ungurii au două căpățâni, cred că o singur cap, ca și noi, o singură minte. Și nu cred că sunt mai deștepți decât noi. Eu am cunoscut și unguri, și cehi, și polonezi. Nu cred că sunt mai deștepți ca noi. Doar că noi am avut ghinionul cumplit ca 25 de ani să avem o galerie de politicieni care au fost interesați. Încercați să-i răspundeți telespectatorului nostru. Care mai e rolul? Da. În momentul ăsta nu mai are niciun rol. E decorativ. Nu-l cheamă nimeni decât la ședințe când vor să se folosească de el. L-au chemat acum. Chiar? Da. Vor să se folosească de el la ședințele contondente, cu probleme urâte. Totuși nimeni n-a îndrăznit să-l atace pe Ion Iliescu. Știți de ce? Dintr-un fariseism. Un respect. Nu, din fariseism. Din fariseism. Nu crede nimeni că Ion Iliescu ne arată nimeni niciun pic de respect la partid. Nu? Nu, nu arată nimeni niciun pic de respect. Haideți să nu, eu nu vreau să-l jignesc pe nimeni, nu vreau nici pe Ion Iliescu să-l jignesc, nici pe Victor Ponta, nici pe Liviu Dragnea, pe nimeni. Dar nu arată nimeni niciun pic de respect. Păi uitați-vă, ca să înțelegeți la ce mă refer, uitați-vă cum se comportă PNL-ul cu Chintus, cu domnul Chintus, îmi cer scuze, cu domnul Mircea Ionescu Chintus. Uitați-vă cum se comportă PNL-ul cu domnul Mircea Ionescu Chintus, cum s-au comportat la toate congresele și cum ne-am comportat noi cu Ionescu. Și de aici înțelegeți tot. Altcineva spune, Vanghelie este un bun organizator, așa simplu, din topor cum este el. E peste mulți politicieni. E singurul PSD-ist care a câștigat alegeri în București la punctaje enorme, în fieful dreptei. PSD-ul își pierde ușor credibilitatea, spune un telespectator. Da, să știți că eu... Tocmai pentru că îl cunosc. Vanghelie nu pretinde că e un tip cu școală. Ha, el, și spus-o. El nu pretinde asta, nu. El spune că el se pricepe la organizare politică, că vrea să sprijine tinerii care sunt pregătiți să îi pună în față. El asta și pretinde. Nu, plus că există în România, și eu am văzut în toate campaniile în care am fost, o pătură largă de oameni care se simt reprezentați. Să știți că românii nu sunt toți academicieni. Nu sunt toți cu studiile la Sorbona sau cu doctorate, da? Sunt oameni care au și 12 clase cu Vanghelie. Se nasc sau nu? Da. Hai să discutăm puțin despre polul Vanghelie-Joana. V-ați orientat către acești doi oameni. Am înțeles, ne-ați spus relația pe care o aveți cu Marian Vanghelie. Ce părere aveți despre...
acest tandem, Vanghelie-Joană, e un pic... Până la urmă ați observat că și televiziunile au încercat să bagatelizeze puțin acest duet, să spun așa, să minimalizeze foarte mult ceea ce vor ei să facă, ceea ce spun ei. Și vă întreb, domnule deputat, cât de puternici sunt ei? Pentru că Marian Vanghelie a spus că are foarte, foarte mulți adepți. Foarte, foarte mulți adepți, nu știu ce înseamnă foarte, foarte mulți adepți, dar un om care strânge, un politician, un lider politic, care strânge 1000 de oameni după el, 2000 de oameni după el, 3000 de oameni după el, să știți că este un lider puternic. Nu vine nimeni. Oamenii vin... Un comunist bătrân, cum se cade de altfel, mi-a spus o vorbă mare. Oamenii vin după oameni. Și așa este. Să știți că nu vin la volumul ăsta de masă de 1000, 2000, 3000 de oameni. Uitați-vă că nu mai există în România astăzi niciun politician care să poată să umple o sală de 2000 de oameni. Nu mai vedeți nicăieri. Unul singur vorbesc, nu partide întregi, că dacă chemăm o galerie de lideri naționale ai partidului, probabil că și la PNL, și la PSD, și la nu știu, la alte partide, probabil că dacă duci garnitura centrală a partidului la într-o sală, probabil că o umple oricine. Dar unul singur să se ducă el într-o sală și să strângă 2-3 mii de oameni, nu cred că găsiți nicăieri. Da, cam asta e părerea mea despre... Domnule deputat, avem și un telefon. Avem un telefon. Să vedem cine este la capătul firului. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Mă numesc Roxana Popescu, felicitări pentru emisiune dumneavoastră. Mulțumim! Și aș vrea să-i adresez o întrebare domnului deputat Radu Popa. Domnule deputat, ce ați făcut dumneavoastră pentru oamenii din Giurgiu? Văd că observ că de criticați pe toată lumea. De câte ori ați fost la cabinetul dumneavoastră căutat și niciodată nu ați fost găsit? Oare dumneavoastră puneți suflet pentru locuitorii din Giurgiu? Poate cineva să vă găsească la cabinetul dumneavoastră? Spună păsurile, problemele... Îmi spuneți, vă rog frumos, încă o dată, cum vă numiți? Doamna Roxana Popescu. Roxana Popescu, îmi spuneți mie cum vă pot găsi la cabinet? Doamnă, trebuie să-mi asum această vinovăție. N-am fost de foarte multe ori la cabinetul ăsta și n-am să vă mint acum, să vă spun că dumneavoastră... Doamna Popescu, domnul deputat, simt nevoia să intervin. Am spus chiar în intro al emisiunii, am spus că este deputat giurgiuvean, dar reprezintă județul Dâmbovița. Acum să vedem și o să aflăm chiar în această emisiune dacă intenționează să candideze din partea giurgiuvenilor. Nu, credeam că se poate găsi și acum că la început și când eram pe PDD, promitea multe, am fost la meeting-uri la astea. Doamna Roxana Popescu, ați fost la PPDT dumneavoastră? Păi nu, ați fost sau n-ați fost? Ați fost sau... Da, sunteți membru PPDT? Nu sunt membru PPDT acum. Credeam că sunteți membru PPDT. Aveți o întrebare pentru domnul deputat? Am înțeles, când mă găsiți la cabinet? Vreau să-l întreb când poate să mă primească și pe mine în audiență. Uite, doamna Roxana Popescu, eu am să fac un exercițiu și dacă mai găsiți un parlamentar care face același exercițiu ca mine, data viitoare când vine aici să mă sunați și să-mi spuneți, băi, ești tu mincinos. Eu am să vă dau telefonul pe post acum în direct și mi-a să mă sunați dacă nu e ăsta numărul, nu mai stăm de vorbă. Spuneți-mi și mie dacă ați mai auzit vreun parlamentar care vă dă telefonul în direct. Am mai auzit pe domnul secretar care a fost la Valentin Iliescu, care a fost la PDL și a plecat la PSD. Am înțeles. Când a fost sunat, n-a rezolvat nimic. Păi nu, să ne lămurim. Dacă dumneavoastră vreți să vă dau butelii vă dă barbu. Nu trebuie să mă luați la mișto. Nu, îmi cer scuze, nu vreau să vă iau la mișto. Vă spun că nu pot, anumite lucruri le pot, anumite lucruri nu le pot rezolva. Nu, dar vreau să discut eu cu dumneavoastră. Bine, vă notați telefonul meu? Da. 0722 0722 333 333 005 005. Și sunați-mă după emisiune. 333 doamnă. Poți? 005. Și sunați-mă după emisiune.
Și trebuie să vă recunosc că nu am fost de foarte multe ori la cabinet, pentru că a fost o perioadă de europarlamentare și a trebuit să stau la Târgoviște, prezidențială și a trebuit să stau la Târgoviște. E adevărat. Singurul deputat care a putut fi găsit a fost domnul Florian, Florian Nicolae. Da, în rest, și domnul Bădălău a promis și nu nimic, la, peste tot pe unde îl vezi. Nu știu ce. Dacă îi cereați două pungi de pui, vă dădea Bădălău, dar dacă nu i-ați ce să-i cereți, n-a dat domnul să vă dea. Păi de-aia vă votăm, domnule Radu Popa, de-aia vă votăm. Da, doamnă, cer scuze, sunați-mă după emisiune și dacă pot să vă ajut, vă ajut. Da, bine, mulțumesc. Să rămână, mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și eu, doamnă, pentru încredere și pentru telefon. Oamenii au, să vă spun sincer ceva. Are dreptate, doamnă. Da, oamenii au dreptate să fie supărați, pentru că politicienii, și aici mă inclus și pe mine, ca să nu zică cineva că iar atacă. Nici asta nu mă simt confortabil cu imaginea asta. Toată lumea crede că eu îi atac pe toți și că am o problemă cu toată lumea. Nu, n-am o problemă cu toată lumea. Dar eu cred sincer că, indiferent cât de mult aș spune lucrurile pe nume, indiferent cât de mult aș critica pe unii și pe alții, oamenii mă pun în aceeași oală cu toți politicienii. Mă pun în oală cu Barbu, mă pun în oală cu Bădălău, mă pun în oală cu Luci Iliescu și n-am cum să scap de oala asta, că toată lumea se uită la parlamentari așa la kilogram. Și din cauza asta simt nevoia câteodată să iau niște poziții mai dure, că în speranță să mă delimitez. Nu știu dacă mi-e se tot timpul. Da. Salutări pentru Radu de la Sebastian Gavrilă. Multă sănătate și l-așteptăm pe la noi. Mulțumesc. Nu știu despre cine este, da, vorba. Da, e un prieten de-al meu din oraș. Da, este Joana liderul care trebuie stângi. Poate fi el un Alexis Tsipras, da. N-a scris corect, al României. Mi-e teamă că Ponta a tras preșul stângii. Este liderul partidului Siriza care a câștigat alegerile, da, în Grecia. Care nu-și va reveni până la alegerile din 2016, nici cele de vară și nici cele de toamnă. Și Mircea Joană, ca și Victor Ponta, au o sumă de calități și de defecte. Eu cred însă că din păcate o spun și o spun cu regret, că mi-aș fi dorit să nu o spun niciodată. Victor Ponta e epuizat. Nu pentru faptul că a pierdut alegerile, ci pentru faptul că nu pare să înțeleagă temperatura străzii. Și vă dau un exemplu și vă spun concret și de ce. Și cât mă gândeam chiar astăzi să-i dau un telefon, dar nu știu dacă mai are vreun efect, că deja a dat declarația publică. A spus-o public. În 16 noiembrie românii l-au sancționat foarte dur pe Victor Ponta pentru că n-au făcut acele secții de votare în străinătate, în diaspora. Da? Și românii din țară au fost deranjați de faptul că conaționalilor, rudelelor, prietenilor din diaspora n-au fost lăsați să voteze. Astăzi Victor Ponta a ieșit la o declarație de la Sirius PSD, l-am văzut cu ochii mei, mi s-a părut incredibil, și a spus așa, când a fost întrebat de ce nu face alegeri în colegiile de deputat și de senator în care sunt vacante din diferite motive, sau și-au dat demisia aia, sau au fost arestat, sau au murit, sau s-a întâmplat și au pierdut mandatele, că au plecat ba la Curtea Constituțională, ba la Curtea de Conturi, că sunt multe astfel de... sau și-au pierdut mandatele pur și simplu, da? Din vari motive. Primari de municipii care au fost declarați fie incompatibili, fie li s-au avut dosare penale și și-au pierdut mandatele. Sunt multe astfel de orașe și multe astfel de colegi în România. Partidul Național Liberal a făcut chiar o plângere pentru a pus în plângere penală pentru a pus în serviciu, pentru că nu dă drumul la astfel de acestor alegeri. Și întrebat fiind de ce nu organizați aceste alegeri, așa cum cere legea, Victor Ponta a dat un răspuns halucinant pentru mine. A spus că ar fi niște costuri foarte mari și că nu ni le putem asuma, sau că nu merită, a zis ceva în genul, că nu merită costurile în raport cu rezultatele. Nu știu dacă cineva îi spune despre emisiunea asta, sau dacă aude, sau dacă, nu știu, poate așa cu ochii minții să ne vadă și cu un al șaptelea simț să ne asculte. Democrația merită toți banii de pe pământ. Toți banii de pe pământ merită. Vă dați seama ce ar fi însemnat într-o țară în care să nu putem să candidăm pentru nicio funcție? Vă dați seama ce ar fi însemnat o Românie în care un lider, indiferent că îl cheamă Ponta, Dragnea, Ceaușescu, să vină și să spună, tu ești primar, tu ești deputat, tu ești senator, tu stai cu minte că dacă nu te mai pun nimic, pe tine te bagă în pușcărie, pe tine te scot din pușcărie. Păi oameni buni, pentru asta au murit oameni la decembrie 89.
să candidăm și să fim aleși și să ne trimiteți acasă dacă nu suntem buni și să puneți pe alții mai buni ca noi. Democrația costă din America până în Singapore, din Thailanda până în Canada. Peste tot și de Parlamentul costă. Dar nu există niciun cost mai mare pe pământul ăsta decât absența sau ștrangularea democrației. Cum să spui tu, după ce pe 16 noiembrie, acum o lună jumătate, ai fost sancționat și ai pierdut cea mai importantă funcție pentru care te-ai bătut, pentru care ai jucat vreodată, președinția României, să spui după asta, nu facem alegeri că costă mult și nu avem bani și nu știu dacă merită. Pe asta mi-arată că n-ai înțeles nimic și că ai pierdut alegerile aproape degeaba și mă gândesc că în spatele pierderii alegerilor de către el au fost niște zeci și niște sute de mii de oameni care au muncit în campanie electorală, niște zeci și sute de mii de oameni care au sperat să-și pună un președinte de stânga, niște zeci și niște sute și niște milioane de oameni care au încercat să ducă un tânăr în funcția de președinte al României, sperând ca să se schimbă ceva și cu ei și viața lor. Milioane de oameni convinși. Incredibil. Dar este incredibil. Cum să dai o asemenea declarație? Cum să dai o asemenea justificare? Puteai să spui orice. Dom'le, nu avem în momentul ăsta în buget. Ne pregătim, nu știu. Orice puteai să spui. Dar cum să spui că nu știi dacă merită? Democrația merită toți banii. Este incredibil. Da, este incredibil. Mă întorc. Mircea Joana are acest reflex al democrației. L-am văzut în discuțiile private și l-am văzut și la televizor. Are acest reflex al democrației și la i-a fost inoculat și s-a consolidat în anii în care a lucrat în America. Gândiți-vă că în 1996, când mulți dintre noi nici nu știam ce e democrație, nu știam ce e la stat de drept, nu știam ce e nu știu, DNA, respectul, legea, nu știam mai mult. Gândiți-vă că el lucra în America și stătea zi de zi, cu se întâlnea cu senatorii americani, cu congresmenii americani, cu oameni din aparatul de conducere al Statelor Unite. E cu totul și cu totul altă lume. Ci la o scară mult mai mare sau mult mai mică, mutandis, gândiți-vă că cei care ați fost în Austria, în Germania în anii 90, ați înțeles care era, ce diferență era între România anilor 90 și Austria și Germania anilor 90. Gândiți-vă ce ar fi însemnat să trăiți în Austria și în Germania 10 ani, să veniți în 2000 și să începeți să discutați cu vecinii de pe scară sau cu prietenii și să ați fi constatat diferența cosmică între dumneavoastră și ei. Cam asta este diferența între un politician care a fost școlit, pregătit și a muncit în America și unul care a stat în Dumnezeu. Domnule Radu Popa, Marian Vanghelie a fost la un post de televiziune și acolo a fost un interviu absolut fabulos, explosiv, într-adevăr, halucinant. Haideți să vă spun un detaliu de culise. De culise, dacă se poate spune așa. Ratingul Vanghelie de la Realitate TV, de la Rareș Bogdan, despre emisiunea aia vorbiți, nu? De acum câteva zile, a fost mai mare decât ratingul lui Klaus Iohannis de la ultimul interviu pe care l-a dat. Păi, când a spus Victor, tu nu scapi în martie oricum pleci, ce a vrut să spună? A vrut să spună că sunt poate îngrijorători de mulți colegi parlamentari care vor să schimbe guvernul. A vrut să spună că sunt îngrijorători de mulți colegi parlamentari care înțeleg că nu se mai poate așa. Și eu mă gândeam, aveam nopți în care nu dormeam și nu vreau să vorbesc foarte mult despre asta, că nu vreau să, cum să zic, să par nici ipocrit, nici... nu puteam, în partid nu aveam cu cine să vorbesc. Deci nu aveam cu cine să vorbesc, că nu există spațiu de dezbatere în partid. Dacă vreau un deputat PSD să nu iasă la televizor cum ies eu, să nu atace pe Dragnea cum ies eu și vrea să se ducă undeva în partid să discute, nu există. Nu există statutar acest organism care să-l asculte pe parlamentarul X care are o problemă de discutat. Nu există. Nu. Și atunci eu în partid n-aveam unde să vorbesc. La televizor nu puteam să vorbesc, să mă duc să vorbesc că lucrurile nu sunt în regulă, că eram consilierul Ponta și lumea zicea, bă, da, tu chiar râzi de noi, tu ești consilierul primului ministru, președintelui PSD, nu neapărat la primul ministru, lui Victor Ponta și vii și ne spui la televizor ca și când tu ai fi în opoziție și n-ai avea nicio pârghie. Când am luat decizia să anunț și l-am anunțat pe Victor Ponta și am anunțat și public că plec, vă spun sincer, am simțit că mi se dă un pietroi după ceafă, un pietroi de 20 de kg, am simțit că îl dau jos după ceafă. Nu mai ziceți cu pietroiu, că și Turcescu la fel a zis. Domnul... Da, altă discuție
Domnul deputat Radu Popa are cabinet parlamentar în Giurgiu, pe strada Tineretului, împreună cu deputatul Florian Nicolae. Știm. Acum, tocmai ce am vorbit despre asta. Vreau să vă spun ceva. Eu nu sunt la cabinetul ăla, dar Florian Nicolae e în fiecare vineri. Și nu numai. Că el săracu e acolo toată lunea și marțea și miercurea e la parlament, dar cred că e acolo când îl sun numai la cabinete. Sunt o grămadă de parlamentari care sunt în Giurgiu. E și Nicu Bădălău, e și Liliana Ciobanu. Adică sunt oameni care ar putea. Nu vreau să mut responsabilitatea pe nimeni, da? Eu dacă pot să-i ajut pe unii, ajut. Aici nu discutăm că nu m-au votat sau că m-au votat și că eu sunt la Târgoviște și că nu sunt la Giurgiu. Nu, ei sunt giurgiuveni și eu am am așa o sensibilitate față de Giurgiu. Dacă pot să o ajut și pe doamna Roxana Popescu, cu toate că văd că era foarte supărată, n-am nicio problemă să o ajut. Dar o spun de acum, doamne, și vă spun cu subiect predicat, atât cât îmi permite legea. Că dacă nu-mi permite legea, nu mă bacă, vedeți ce, la televizor ne arestează pe două scobitori. Înainte să le luăm întâi, ne arestează și pe mine întreabă dacă am luat scobitorile. Felicitări pentru sinceritate, Radu. Într-adevăr, acum te recunosc. Ești Radu ăla din Giurgiu care vedea clasa politică reală, nu ăla care devenise convertit la PSD. Succes, domnule deputat, și mulțumim pentru susținerea proiectelor de dezvoltare a urbei noastre. Îmi dați voie să fac o paranteză aici? Da, vă rog. Acum vreun an de zile am venit la dumneavoastră în emisiune și am adus niște critici primarului Nicu Barbu și am spus atunci, public, că există înregistrarea, dacă are nevoie de sprijinul parlamentarului Radu Popa pentru proiecte care vizează orașul Giurgiu, crearea locurilor de muncă, dezvoltarea comunității, să-mi spună că eu n-am, dincolo de problema mea cu el personală, că e o lepră. Nu, da? vă rog. Deci dincolo de problema mea cu el personală. Vă rog să nu folosiți astfel de expresii, vă rog frumos. Nu am nicio problemă să-l ajut cu orice problemă. N-a venit. Astăzi, dacă îl întrebăm care sunt ale 20 de locuri de muncă, am văzut pe un site că a făcut 10.000 de locuri de muncă. 7.000. Sau 7.000 de locuri de muncă. Dom'le, dacă mi-arată 70 de locuri de muncă, nu 7.000, 70 de locuri de muncă dacă mi-arată, eu zic, mă, stai că s-a descurcat omul. Dar eu vă spun că n-am vorbit cu un coleg, cu un prieten din copilărie, cu un giurgiuvean, n-am vorbit cu niciunul care să-mi spună, a venit firma X la Giurgiu și i-a dat primăria un teren gratis sau i-a dat primăria o facilitate și din facilitatea aia au creat 100 de locuri de muncă. N-am auzit, poate nu știu eu, că nu le știu nicio pe toate, dar poate îmi spune cineva și mie, da. Poate nu a aflat de apelul pe care l-ați făcut. Nu, a aflat sigur că mi-a transmis atunci mesaje că să nu mai atac pe el, că nu știu ce se întâmplă, că îi spune lui Ponta, că îi spune lui... Poți să spune și lui mama mea, poți să nu, spună. Și eu vă rog să nu atacați, să nu atac, da. discutăm... Era eufemistică, atacul meu, atributul pe care l-am lansat era eufemistică, nu... Succes! Domnul deputat, am tras tare de tot la prezidențiale pentru PSD. Ați pierdut și acum vă certați la vârf. Altceva nimic. Sunt din comuna Putineiu, unde s-a votat PSD pe linie. Îl înțeleg perfect pe telespectator, îi înțeleg... Da, adevărul este că într-o măsură foarte mare, giurgiuvenii au votat cu Victor Ponta. Acum, nu știu cine și ce le-a promis. Nu știu cine și ce le-a, nu știu, i-a amăgit. Eu le-am spus-o tot timpul și o spun în continuare. Nu vă mai dați voturile pe 2 kg de ulei și pe nu știu ce. Nu și-au dat, au votat cu PSD. Doamne, încă o dată. Nu cred că trebuie să facem asta nici pentru PSD, nici pentru noul PSD cu Mircea Gioane și cu Vanghelie, nici pentru PNL, pentru niciun partid. Cred că oamenii trebuie să se uite la cei care vin la porțile lor sau la ușile apartamentelor sau care apar în emisiuni și să înțeleagă dacă e ceva de capul lor. Păi asta puțin, dacă e ceva de capul lor. Acum că sunteți în noul PSD, așa, nu știu care îi va fi denumirea, ați spus să se uite la om. Da? Da? Vă întreb, dumneavoastră primiți pe oricine sau vă uitați la om acum când sunteți foarte puțin, vă uitați la om? Sau să fac o dezvăluire săptămâna asta sau cel târziu săptămâna viitoare, dar eu cred că săptămâna asta veți afla care sunt parlamentarii care compun nucleul
de grupul de inițiativă al noului PSD. Și veți constata că sunt oameni care nu au probleme cu justiția. Oamenii imaculați probabil că găsim doar la biserică. Nu ne propunem să luăm oameni imaculați, dar ne propunem să luăm... Aveți și la Giurgiu parlamentari care vor... Avem, sigur că avem. Trece în avem, această avem. Tabără? Da, avem. Pe o da. Tabără, zic avem, eu. Avem, sigur că avem, da. Și eu cred că în prima fază vor fi... Cu cine sunteți în discuții? Suntem în discuții cu mai mulți parlamentari, mai puțin cu domnul Nicu Barbu. Cu domnul Nicu Bătălău, scuzați-mă. Mai puțin cu domnul Nicu Bătălău. Domnule deputat, vă întrerup. Continuăm ideea după telefon, pentru că cineva așteaptă să vorbească cu dumneavoastră. Bună seara! Se rămâne, doamnă. Mă numesc Iorghe Breazu, primarul Comunei Putineiu. Bună seara! Da, domnul primar, bună seara! Sunt apropiat de domnul deputat Nicolae Florian. După cum știți și noastră. Da, domnul primar. Dar atâtea ori am fost la dânsul, la birou, la domnul Nicolae Florian, domnul deputat, iar pe domnul deputat Radu nu l-am găsit niciodată la după acolo. Nu cum e bine că l-am văzut și eu la telefon, la televizor, la dumneavoastră, ca să pot să-l cunosc. Și dânsul zice că susține proiectele. De ce nu iese, de ce nu ne cheamă, de ce nu vorbește cu noi, de ce nu ne... Ca să putem să susținem și noi niște proiecte. De atâta ori am fost la domnul Nicolae Florian la birou și nu l-am văzut pe dânsul acolo. Iar spunea că domnul Nicu Bătălău este deputat, nu este senator. Îl contrazic. Da, senator. Mică eroare de exprimare. Domnul, că mai mult senator, domn primar. Mulți deputați, iar domnul Bătălău este senator. Domn primar. Senator, da. Domn primar. Da, domnul deputat. Nu mă cunoașteți pe mine? Cu cea mai mare plăcere. Vă salut și eu. Nu mă cunoașteți? Să trăiesc cu respect, nu vă cunosc. Nu mă cunoașteți. Dar în 2009 la Perla, mai țineți minte când am vorbit afară și spuneați că aveți o problemă? Că v-au chemat undeva? Ce? Eu am vrut să vin la dumneata la birou, vin la domnul Bătălău, nu domn primar. La domnul deputat Nicolae. Domn primar, l-am invitat aici. Eu zic să ne aducem aminte unii de alții, nu numai când avem probleme. Nu v-am văzut niciodată, nu știu. Eu sunt de acord că nu ne-am întâlnit și v-am spus că mi-am asumat că n-am... Domn primar. În 2009 eram politician, eu în 2012 am devenit politician. Deci, Dumnezeu Gheorghe, nu o să o dânească, în 2009 a fost altceva, dar nici cred că mai trăia. E o confuzie de nume, înseamnă. Deci nu, deci haideți să vă spun, eu în 2012 am devenit politician. Ba era un alt Breazu care a fost primar înainte de dumneavoastră? În 2012 să candidez la primăria Comunei Putineiu. Da. Și haideți, domnul deputat, haideți, nu vreau vorbe, haideți, vă rog eu frumos, veniți la mine în comună, veniți cu televiziunea, haideți să vedeți și... Nu, 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 că nu vin cu televiziunea, că n-am aici, nu facem la spectacol, nu. Era un alt Breazu înainte de dumneavoastră care se chema tot așa? Domnule primar, vă rog să-l ascultați și pe... Domn primar, a mai fost cineva înaintea dumneavoastră care se numea tot Breazu? Da, da. Păi vedeți, fac eu o confuzie. Îmi cer scuze. Uite, vă sun după emisiune, dacă lăsați telefonul sau dacă vreți vă dau telefonul meu. Acum să mă sunați după emisiune, nu-i niciun problem. Nici problemă, vi las, vreau să facem proiecte, Și eu sunt de acord, să le facem. Sunt de acord. Domnule primar. Aveți telefonul meu? Nu. 0722... O secundă să notez și eu, dacă se poate. 0722, da? 333? Da. 005? 005. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. O seară bună, domn primar. Să trăiesc cu respect. Mulțumim pentru telefon. L-am confundat eu cu altcineva, că a fost un... Și da, a confirmat că a fost un alt Breazu. Eu am spus, dacă sunteți în discuții cu deputați de la Giurgiu, am vrut să spun parlamentar. Probabil că mă sună niște giurgiuveni care le-am dat numărul pe post. Ăsta e telefonul, nu mă sunați în timpul emisiunii, că nu pot vorbi, în mod evident. Da. Ați văzut cum giurgiuvenii au așteptări de la dumneavoastră? Ce? E normal să aibă. Și eu, e normal să aibă. Și primarii e normal să aibă așteptări. Și e normal să fie și ajutați. Pentru că primarii sunt oamenii cei mai apropiați de comunitățile locale. Așa este. Au așteptări, sunt și supărați. Supărați, nu știu dacă doar pe dumneavoastră sau pe clasa politică. Vedeți, despre asta vorbeam mai devreme, că mă spuneam că încercam să mă explic. De atac pe unii că încerc să mă delimitez. Oamenii nu, cum să zic, eu aș fi putut să-i spun domnului primar, dar pentru că îl respect și n-am vrut să intru într-o polemică, să spun, domne, eu n-aveam nicio obligație să ajut comunitatea de la Putineiu. Că eu sunt deputat de Târgoviște. Dar răspunsul nu e ăsta.
Pentru că noi trebuie să ajutăm pe oameni atât de mult cât putem, indiferent că e de la Putineu, că e de la Satul Mare, că e de la Cluj sau că e de la Iași. Da? Eu mă întreb, domnul primar, acum, repet, nu vreau să intru într-o polemică și vă promit că dacă pot să vă ajut, vă ajut, că nu e nicio problemă, suntem giurgiuveni până la urmă. Eu mă întreb dacă v-au ajutat parlamentarii de Giurgiu, cum era normal. Președintele Organizației Județene, Nicu Bădălău, are o relație foarte strânsă cu Liviu Dragnea. Sunt așa, toată ziua, da? Eu cred că el era primul care trebuia să vă ajute. Nu v-a ajutat sau dacă v-a ajutat, nu știu, da. Ăsta e adevărul. Domnule deputat, vă întoarceți la Giurgiu? Nu știu dacă... Intrați într-o formulă? Nu știu dacă mă întorc la Giurgiu într-o formulă pe care o înțelegeți dumneavoastră, în sensul că să vin să activez în organizație. Încă e o decizie pe care o iau mai greu, să vă spun drept, din motive personale. Nu aș vrea să dezvolt foarte mult. Din motive personale. Am vă gândiți să rămâneți în Dâmbovița? Pentru că și acolo faceți niște valuri, doar că telespectatorii noștri sunt interesați în mod expres de ce se întâmplă aici, da, pentru că... la noi, extrapolând către vârf. Și fiindcă sunteți giurgiuvean și aveți disponibilitatea să ne... E o decizie pe care n-am luat-o încă, e o decizie la care mă gândesc serios. Am mai spus-o că dacă voi candida în 2016, voi candida la Giurgiu, nu-mi iau vorba înapoi, dar nu știu în momentul ăsta... Nu știu încă. E o decizie care are în primul rând o componentă personală. Nu v-ați hotărât. Mai avem un telefon, domnule deputat, după care vreau să discutăm despre Giurgiu și giurgiuveni. Bună seara! Bună seara! Să rămâi, doamnă! Aș vrea să-l rog pe domnul deputat să ne ajute într-o problemă. Asta în calitate de jurnalist. Domnule Radu Popa. Da, doamnă. Aș vrea să vă aduc la cunoștință că în data de 12 decembrie 2014, când dumneavoastră erați încă consilier al domnului prim-ministru, da, printr-un ordin 5108, s-a modificat articolul 28 din codul de procedură al sistemului de învățământ al Ministerului Învățământului, al ordinului Ministerului, mă scuzați, prin care, și cu calendarul aferent, prin care se menține în activitate toți pensionarii care sunt acum pe posturi, asta însemnând că în învățământ pentru anul care urmează, anul de învățământ următor, nu vor mai fi posturi vacante nici pentru transferurile cadrelor didactice, nici pentru absolvenții care vor termina facultatea și vor avea nevoie de un post de profesor în România. Deci vor fi foarte puține posturi în condițiile în care pensionarii de la 1 februarie, rețineți pentru că asta e foarte important, la 1 februarie se va pune în aplicare acest ordin de ministru făcut așa pe genunchi, în grabă, pe fugă și pe ascuns de către domnul fost ministru Picopie. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră știți această situație și dacă nu știți, aș vrea să vă rog să ne ajutați, să faceți ceva, să luați cuvântul și să dispară această modificare din acest ordin 5108. Pe cine afectează în mod direct această modificare? Afectează toate cadrele didactice care vor un post în învățământ în condițiile în care ei nu sunt titulari sau vor să se transfere sau vor să ocupe ca și absolvenți un post în învățământ. Deci nu vor mai exista, pardon, nu vor mai exista posturi în învățământ, posturi libere, decât foarte puține. De exemplu, un cadru didactic care vrea să vină de la țară aproape de părinți sau într-un oraș pentru că are o medie foarte bună sau pentru că a absolvit cu o medie foarte bună, nu va putea ocupa un post în învățământ acolo unde dorește, pentru că acel post de la 1 februarie, peste câteva zile, va fi ocupat de pensionarul care îl ocupă și acum. Deci acest post, această modificare din ordinul de ministru s-a făcut pentru că domnul ministru Picopie, ca să vă spun eu ca și jurnalist, are o mătușă care funcționează de vreo 4-5 ani în București ca și pensionar, continuă să funcționeze și atunci de ce să ne batem joc de tot sistemul de învățământ ca să ne apărăm un drept. Deci în ideea aceasta s-a făcut, s-a dat acest ordin de ministru 5108, în 12 decembrie 2014. Va fi cumplit anul acesta, ca și an de învățământ vorbesc, pentru că nu vor fi posturi și va fi o nebunie. Gândiți-vă că sunt foarte mulți studenți care termină o facultate de profil și care vor să aibă un loc de muncă și nu-l vor avea în învățământ,
atâta timp cât acum la 1 februarie posturile sunt ocupate, posturile vacante, vorbesc, sunt ocupate și vor fi în continuare, pentru că etapizarea deja nu mai este valabilă. Știți că în învățământ sunt niște programe și sunt niște etapizări. Program de transferări, program de titularizări, o etapă de numire pe posturi, nu mai este valabilă. S-a trecut peste această etapă, s-a trecut peste tot. Pe la 1 februarie toți pensionarii care sunt acum pe posturi vor rămâne stabil ca și, să zicem, țăranul legat de pământ. Doamna... Eu sunt de acord că pensionarii au dreptul să muncească, este dreptul dumnealor dacă mai pot și mai vor să continue activitatea la catedră și este lăudabilă situația asta, că nu pot să stea sau să nu aibă activitate, sunt de acord. Însă se făcea asta an de an după ce se ocupau posturile din am înțeles, am înțeles, în doamnă... Doamna Cruitoru, dacă am înțeles bine. Da. Doamna Cruitoru, rugămintea mea este să-mi dați un telefon după emisiune. Eu am să vă spun și în timpul emisiunii ce cred. Dar cred că dacă vă dau, vă pun mâine în contact cu Cătălin Cruitoru, fostul lider dumneavoastră, al dumneavoastră de sindicat, care acum e senator. Ne cunoaștem care... foarte bine. Eu și domnul Cătălin suntem... ne cunoaștem foarte bine. Aveți telefonul lui? Al lui Cătălin, da. Da. Al dumneavoastră, nu. Al meu, 0722-333-005. Am înțeles. Da? Așa, da. Și rugămintea mea este să-mi dați... Să-mi dați vreau un... să vă spun, domnule deputat, că eu am vorbit astăzi cu Rareș Bogdan, am dat materialul la Realitatea TV, se va discuta mâine, pentru că investigațiile se vor face. Eu am vrut doar să vă rog și pe dumneavoastră ca reprezentant al jurului, eu am lucrat în OTV foarte mult timp, când ați plecat dumneavoastră, eu am venit până s-a desfințat OTV-ul, eu făceam emisiunile politice, așa, noi ne cunoaștem. Da. Ne cunoaște și la cabinetul domnului deputat Nicolae. Însă vreau să vă rog să ne ajutați ca și reprezentant al acestui oraș. Am înțeles, domnul deputat, nu putem să mai trebuie să dați-mi telefon după emisiune, vă rog frumos, trebuie să luăm o publicitate, mai avem mesaje de la telespectator, da. Și vreau să discutăm și despre Giurgiu, domnule deputat. Sigur că ne da. ne întoarcem repede. Ne-am întors în direct, doamnelor și domnilor, cu domnul deputat Radu Popa. Am spus, discutăm și despre Giurgiu. Iată, un telespectator vă întreabă, Radule, câte kilograme a avut pietroiul când ai plecat din PPDD? E, sigur că a fost așa o figură de stil, n-am da. Neapărat un pietroi. Am avut o părere de rău când m-a dat afară Diaconescu, adevărul ăsta e, da, mi-a părut rău. Da? Mi-a părut rău, sincer? Da, păi sincer mi-a părut rău, da, nu, toată lumea a zis, la fel ca și dumneavoastră, ca și ca, probabil ca telespectatorul care a dat mesajul, bă, dar abia aștepta să scapi. Nu e chiar așa, că am muncit vreo 2 ani la partidul ăla, adică, și erau oameni, uite, la Giurgiu făcusem o echipă destul de puternică, aici am avut un rezultat foarte bun, nu e meritul meu, e meritul lor, da. Construisem niște lucruri pe unde fusesem și un partid, făcusem ceva, obținusem 60 ceva de parlamentari, vă dați seama, 67 de parlamentari. Acum, în ce relație sunteți cu PPD-iștii? De aici? Foarte de aici, bun. De la... Foarte bună, și cu cei, și cu cei de la centru, și cu... Am fost o perioadă în care am fost supărat pe Dan, pe vreo lună de zile... V-ați împăcat. Nu, ne-am împăcat, nu vorbim acum, nu pot să vă spun. În termeni... Nu, dar am o relație bună cu Simona Man, cu Liviu Nea, cu oamenii de acolo, cu Radu Orzaț, am o relație bună. Domnule deputat, observați că mai avem un telefon, cineva vrea să vă întrebe ceva sau să vă certe, să vedem. Bună să seara! Să certe, sigur. Bună seara! Bună seara! Cu domnul deputat aș dori să pun și eu câteva întrebări. Ia spuneți. Scurt, repede. Domnul deputat. Cum vă numiți în primul rând? Mă numesc Dorel Ștoroboneanu, sunt de la Budinei. Cum vă numiți? Cum vă numiți? Dorel Ștoroboneanu. Dorel Ștoroboneanu. Mi se pare că ne cunoaștem noi, nu? Din Budinei. Dar nu ne cunoaștem noi? Ba, da, am mai stat toată de vorbă noi. Cred că da, mi-aduc aminte. Domnul deputat, da, de la domnul Hidec. De la domnul? Hidec. Hidec. Călugărenul cu domnul Diaconescu. Ați avut o... Cer scuze, nu mai amintesc. O emisiune cu problema cu rotunda de la Giurgiu, dacă vă aduceți aminte. Cu sensul giratoriu. Da. Da. Cu domnul Fane Gâdea. Da. Așa, care ne tot toacă de la un timp o mizerie și o... Și o nu știu cum să vă spun. Și dacă mergeți la Vieru spre Gogoșani, să vedeți ce animale să ține închise acolo, într-o pădure.
animale sălbatice, ce căprioare, e ceva de nedescris, domnule. Cum se poate, domnule, în țara asta să se întâmple așa ceva? Și nu ia nimeni, nimeni nu se ia de... Domnul Ștor Băneau. Are 12 hectare de pădure acolo. Da. Și sunt declarate 20. Ca să-i dea domnul Mustăția... Să-i dea niște acte, să facă niște falsuri, niște... Dar cu ce să-i dea Mustăția? Cu ce să facă falsurile? Păi și eu, pe la Bapia, pe la... Vedeți că mai avut pe unul care a vrut să facă niște mijmașuri pe la Apia și acum are dosar. Domnul deputat, să facem multe. Da, a avut acum câteva zile niște controle și nu s-a dat voie să se intre înăuntru, să se filmeze, să se vadă ce fel de animale sunt închise acolo în pădure. Am înțeles. Cum sunt sechestrate acolo? Care ar trebui să nu trăiască în captivitate? Are să fie libere. Acum, eu vreau să vă întreb ceva. Ați făcut o plângere pe undeva la poliție? Eu nu am făcut, că lumea mie în considerație, tot dumneavoastră. Ba nu, vă ia, ascultați-mă un pic. Să știți că Tache, șeful poliției, este un polițist serios. Și acum chiar vorbesc că Tache, șeful poliției... Inspectorul șef, așa este. E un om serios. Da? Nu există să fi dus cineva la el și am trimis oameni cu probleme serioase. Nu există să fi dus cineva la el, să fi spus, domnule, nu stau de vorbă, că nu e treaba mea, nu mă interesează, că e politică, că nu e politică. Duceți-vă la el cu toată încrederea. Duceți-vă la el cu toată încrederea și spuneți-i, domnule, am sesizat problema. Și la emisiunea asta cu dumneavoastră și o să sesizeze cineva. Deci, o să fac și treaba asta, nu? Duceți-vă la inspectorul Șirtache cu toată încrederea și spuneți-i, domnule, avem o problemă și nu mai știm încotro să o apucăm. Să știți că și inspectorul șef de cele mai multe ori ne urmărește emisiunea. Nu, e un tip serios, e un tip serios. Da, da, da. Și să știți că o duce greu, că e o presiune politică până infernală, dar face față deocamdată. Da? Da. Am înțeles, domnule deputat. Da, cu toată încrederea. Și dacă cumva nu o descurcați, îmi dați un telefon. Aveți telefonul meu, că l-am dat pe posta din nou. Dați numărul de telefon, că al meu e la mine și vă mulțumesc în suflet pentru... ascultare și pentru că m-ați înțeles. Și eu vă mulțumesc pentru încredere. Dați-mi un bip acum, după ce închideți telefonul, ca să știu că e numărul dumneavoastră și ne auzim. Mulțumim și noi pentru telefon. Domnule deputat, ați aflat ce s-a întâmplat pe la Giurgiu în ultima vreme. Discutând un pic, mergem către dreapta. Da? Dreapta. PNL. Organizația PNL. Dreapta la Giurgiu nu prea mai există. Au reușit domnii care populau Partidul Național Liberal, vechiul Partid Național Liberal și noul Partid Național Liberal să se înțeleagă atât de bine cât au distrus partidul. Nu mai vreau să spun că era o mare nevoie de Luci Iliescu sau de Mustățea sau de Beianu sau de... Nu despre asta e vorba, adică nu despre persoane neapărat. Dom'le, au fost primii, erau... Da, și aici vreau să vă aduc aminte că noi am bătut așa primii cum erau în 2009 pentru Mircea Joană, cu Marian Vanghelie, cu Adi Popescu, cu toți, da? Am luat la 17% organizația în ianuarie și în decembrie... După la debarcarea lui Iliescu, gata. După debarcarea lui Iliescu s-a dus cu partidul, da. Păi, să știți că, despre asta e vorba. Să știți că aici mă întorc la o problemă pe care o ridicam mai devreme, doamna Curitoru. Eu sunt din generația tânără. Încă sunt din generația tânără și eu îmi susțin leatul, ca să vorbesc așa un pic mai puțin academic. Dar nu întotdeauna biologia buletinului de identitate e cea mai bună recomandare pe care poți să o ai. E nevoie câteodată ca oamenii cu școală, oamenii cu carte, oamenii echilibrați, să fie împinși în prima linie. Eu nu spun că tinerii trebuie trimiși în Germania, în Spania și în Franța, pentru că și mie îmi place să trăiesc alături de familia mea și de cei dragi. Dar câteodată e nevoie ca oamenii care au mai multă școală, mai multă pregătire, să se ocupe de lucruri serioase. Și vedem că atunci când sunt împinși tineri cu orice preț, că de multe ori așa se întâmplă. Sunt împinși tineri cu orice preț în funcții cheie, doar ca să schimbăm. Să schimbăm clasa politică, să schimbăm nu știu ce. Raluca Surdu trimisă să... Raluca Surdu, să știți... Liniștească apele la Giurgiu, nu știu în ce... Să știți că Raluca Surdu, pe care eu o cunosc, nu cred că va veni să conducă ea organizația de la Giurgiu. Cred că a fost o decizie a conducerii. Un interimat? Exact, da. Va fi o perioadă scurtă. În acest timp, cele două tabere din PNL să se ducă pe cei de la vârf, nu care sunt mai buni.
cine să preia frâiele. Așa cred, n-am alte, da, nu cred că n-am alte detalii, nu vreau să vorbesc, că nu știu, dar eu cred că maxim o lună de zile se limpezesc lucrurile, nu vine Raluca să, eu știu pe Raluca, nu e Raluca să vină să facă naveta, să stea pe aici, să conducă, să nu. Mai avem mesaje care vă ceartă, domnule deputat, o să le citesc după ce îl auzim pe telespectatorul nostru. Bună seara! Bună seara, doamnă! Bună seara! Română, bună seara! Mai spuneți odată cum vă numiți, vă rog. Domnul deputat. Vă salut cu respect, cum? Radu Dumitru, sunt din Giurgiu, care când era cu Dan Diaconescu, venea să ne plimbați prin Giurgiu pe aici. Radu Dumitru. Da? Scurt, domnule Dumitru, pentru că avem foarte mult de discutat. Alo? Da, vă ascult, vă ascultăm. Spuneam că vă ascult. Da, să trăiți, Artur. Vă salut și eu cu respect. Și vreau și eu să spun ce bani. Vă rog. Scurt. Domnul deputat, eu sunt tepetelist. Foarte bine. Da? Foarte bine, domnul Dumitru. Așa, domnul, a fost cu dumneavoastră. A fost în Giurgiu, ne-am plimbat peste tu și peste tot. Și vreau să spun, domnule, ce facem cu gropile astea din Giurgiu de aici, domnul? Cu gropile? Gropile astea de aici, de pe Ramadan, de la centralizare, pe linia Zidă, de peste tot. Pe linii, oamenii, vă rog, videle, fiindcă, da, da. Fiindcă ați adus vorba de linia Videle, oamenii din zonă au protestat în fața primăriei, domnule deputat. Da. Da. Sunt disperat. Da, domnul Dumitru, aveți dreptate. Da. Și ce facem? Ce facem noi, că eu am făcut întreagă? A fost să ieșim de cale ferată. Ce facem noi cu podul de la Grădiște, domnul deputat? Depinde de cine depinde asta. Podul de la Grădiște, domnul Dumitru, depinde numai de Ministerul Transporturilor. Și vreau să vă spun că deputatul Liliana Ciobanu a făcut o interpelare Ministrului Transporturilor și i-a dat un răspuns așa sofisticat și așa de inteligent, din care am înțeles că nu se face nimic. De ca să vă spun eu deschis. Doamne, nu știu de ce nu se face. Că nu sunt bani, că nu sunt nu știu ce, că nu sunt nu știu ce. Sau sunt alte interese mai mari, domnule deputat? S-ar putea să fie și alte interese, pentru că dumneavoastră trebuie să știți, domnul Dumitru, că dacă calea ferată e închisă, atunci transportul se mută pe șosea. Firmele de transport, asta am spus și eu, este singura. De ce se mute când asta a fost prima linie care... Pe cine mai interesează, domnul Dumitru? Da. Nu vedeți cum merg lucrurile? Altceva, dacă mai aveți să-l întrebați pe domnul deputat, pentru că avem multe de discutat. Da, asta vreau să spun. Cu gropile. Cu gropile m-ați întrebat. De Giurgiu, da? Eu sunt deputat de Târgoviște, dar sunt giurgiuvean, născut aici, crescut aici. Nu vă cunosc de mult, v-am spus că am venit împreună cu Dan Cunescu. Mi-a spus, da. Cum să nu? Da. Da. Mulțumim frumos sigur pentru care. Telefon. Ce face omul cu gropile? Doamne, nu poate să facă... Ați mai fost prin oraș? Nu, sigur că am fost prin oraș, da. Eu nu vreau să... Că nu vreau să vă amendez de ce ne-au cu primarul ăsta, da. Eu am aceeași părere despre el. Vă spun de la 6 luni de când a fost ales. Toți mi-au spus, dar stai, domne, că să vedem ce face omul, că a fost ales, că abia a fost ales, de el nici n-a apucat să facă nimic. Doamne, vă spun de atunci, de 2 ani jumate vă spun, nu e în stare să facă nimic și nu va face nimic, pentru că așa e el, nu are legătură că e PSD, că e PNL, că e blond, că e brunet. Omul ăsta nu e în stare să... Cum să vă zic? Dar de unde știți că nu e una, că uitați-vă că ce spun oamenii, da? Doi, uitați-vă în oraș ce spun oamenii, uitați-vă și spuneți-mi, vă rog frumos, care sunt cele 3 proiecte mari pe care le-a realizat el. Vreți să vă spun eu 3 proiecte mari pe care le-a realizat? Da? Da, vă rog. A luat parcările de la firma privată X, da? Că nu era bine ca o firmă privată să dea o parte din bani la primărie, da? Crezând că cine știe cine se îmbogățește acolo, și le-a luat el la Consiliul Local. Și acum îi pune pe giurgiuveni, le pune taxă. Păi, întreb și eu, de ce le-a mai luat de la ala privat dacă tot le pune taxă? Nu poate să le dea gratis, că normal e să le dea gratis dacă sunt la primărie. Doi, în piață. L-a acuzat pe Luci Iliescu că a făcut piața, că i-a dat-o lui Fisu, că i-a furat-o, că n-a furat-o. Că... Păi și ce a făcut în piață el? Ce a făcut el în piață? L-a dat afară pe Adi Iliescu din piață? L-a dat afară pe nu știu care? A făcut ceva, un proiect important pentru... În piață. A zis că face piață de pește. A făcut piață de pește?
Că a zis că aduce de la facă, Turcia. Da. Păi, domnule, mai are puțin în mandatul. Când o să facă? O să facă, nu. A și spus că o să facă și... Se întâlnește cu ăsta, cum îl cheamă, cu Doroftei la cafea el. L-am văzut în presa locală astăzi. Că bea cafele cu Doroftei. Nu știu, n-am văzut. Nu poate să facă nimic, că nu poate el organic. Repet, eu sunt cel care l-am criticat cel mai mult pe Lucie Iliescu. Nu l-a criticat niciun politician, nici din Giurgiu, nici din altă parte, da? Vă spun sincer că am vorbit și am ajuns de vorbesc cu oameni cu care am copilărit și îmi spun oamenii, bă, noi îl regretăm pe Lucie Iliescu. Vă dați seama cât de mare este deziluzia la adresa lui Barbu dacă au ajuns oamenii să-l spună că îl regretă pe Lucie Iliescu? Este incredibil. Nu e incredibil. Pentru mine este... Cine v-a spus asta? Prietenii de-ai mei cu care am copilărit și în seara să m-am întâlnit cu unul, care am fost în liceu cu el și care știe și pe Lucie Iliescu, știe și pe Adi Iliescu. Păi l-am votat pe Barbu în 2012, că am crezut și eu ca tine că uite face, că trece, că pleacă corupția din primărie, că ce corupție, mă, că a venit ăsta, nu face nimic. Și când îl cauți în Austria la schi. Nu știm ce treburi are în Austria, nu mă pronunț, dacă știți dumneavoastră poate și demonstrați. Vă întreb. Fac o poză pe pârtie, da. Vă plimbați așa în Austria la schi? Glumesc, nu mă plimb în Austria la schi, dar dacă nu mă crede lumea, o să-i fac. Tot într-o emisiune pe care o moderez, l-am avut ca invitat pe prietenul dumneavoastră, senatorul Lucian Iliescu. Da. Și a spus, a detonat așa o bombă preluată imediat de presă, candidez la primărie în 2016. Păi, să vă spun sincer, pe dumneavoastră vă șochează declarația lui Lucian, nu? Acum... Eu îl cunosc, sau am ajuns să-l cunosc bine pe domnul Iliescu, eu nu cred că va candida. Numai puțin, n-am terminat. A lăsat așa în aer, după care a spus, nu voi candida doar în situația în care va candida deputatul Florian Nicolae. Și în situația în care va candida, mă retrag, pentru că oricum ne bate pe toți și prefer să-l susțin pe Florian Nicolae. Cum comentați? Păi nu pot decât să mă bucur că un politician cu foarte multă experiență cum e domnul Iliescu, a ajuns la vorba mea. Florian Nicolae va fi următorul primar al municipiului Giurgiu și nu-l bate nimeni. Nu mă interesează... De unde știți că acum sunteți prieten cu Florian Nicolae și poate zic oamenii este... Cum acum sunt? Păi da, eu am încercat și m-am zbătut să-l conving pe Florian Nicolae să candideze. El, dintr-un acces de... Nu știu cum să-i zic, așa, de bun simț, dintr-o... A zis, nu, candidez eu, să candideze domnul Barbu, că fi cu un părțin și... Să vă spun mai departe, nu, că vă amendează CNA-ul, dacă i-am spus... Dacă vă spun ce am spus atunci lui Florian Nicolae, apropo de Nicu Barbu, dacă ajunge primar. Toate, și Florian Nicolae e viu și poate să vă confirme, toate cele trei probleme pe care le-am ridicat, toate s-au adeverit. Din păcate, că nu mi-am dorit să se adeverească, dar toate s-au adeverit. Acum, eu nu cred că va candida domnul Iliescu. Sincer, nici nu cred că mai e nimeni să candideze. Are o vârstă, are nepoți, e senator, are alte, sau ar trebui să aibă alte preocupări. Da, fiecare om e liber să candideze. Dacă va candida, va candida. Nu contează cine candidează, vă spun doar în jumate. Câștigă. Vorbim despre... Florian Nicolae, primăria. Vorbim despre cine câștigă primăria, cine credeți dumneavoastră că va câștiga fotoliul de primar, după ce l-auzim pe telespectatorul nostru. Bună seara! Dacă ne auzim. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă rog! Mă numesc Ionescu, stau pe strada Austrului. Când se vor pietrui aceste străzi care trec din bariera Alexandriei, Ialomicioarei, Cireșului. Da, sunt niște străduțe acolo. Știu zona. Turnarul Murelor, Cernei, care dă din șoseaua Alexandriei, în Ialomicioarei. Când se vor face? Că sunt de nu se poate circula. Nu poți să mergi nici cu mașina, nici pe jos. Cu pungi în picioare. Sunt foarte, foarte, foarte greu. Să nu mai zic cea de acolo, de la unde întoarce autobuzul la capătul pe Alexandriei, capăt acolo, la care a mai fost filmată. Da,
Nu este singura zonă. Mulțumim frumos pentru telefon, domnule deputat, la emisiunile pe care le moderez sună continuu giurgiuvenii și își spun oful. Acum, vreau să vă spun ceva. Au început deja să vă vină mesaje, nu? Da, au început să-mi transmită giurgiuvenii mesaje, le mulțumesc, o să le promit că le răspund imediat ce se termină emisiunea. Vreau să vă spun ceva, domnule Ionescu, și oameni buni, am două tipuri de răspuns pentru problema dumneavoastră. Primul răspuns e scurt. Când o să votați un primar sănătos la cap. Al doilea răspuns. Vă rog doamnă, să încă o dată. Vă exprimați în termeni. Nu, am greșit, îmi cer scuze. Nu elegant, dar... Îmi cer scuze. Când o să votați un primar, să gospodar, nu jigniți. Gospodar. Așa. Când o să votați un primar, gospodar. Am greșit, îmi cer scuze. Mi-am cerut scuze. Da? Deci atunci se vor asfalta străzile astea. Încă o dată. Votați oameni care au proiecte și care au făcut ceva în viața lor. Nu puteți să votați politicieni de meserie de 25 de ani, aceiași politicieni se schimbă de la un partid la altul și noi astăzi sunteți toți fără străzi, noi astăzi sunteți toți fără salarii, tot cu probleme în învățământ, tot cu probleme. Domne, treziți-vă odată pentru Dumnezeu, eu nu spun să mă votați pe mine. Dar uitați-vă la oameni că dacă de 25 de ani se votează aceiași politicieni, noi astăzi de 25 de ani sunteți la fel de săraci și la aceleași probleme, înseamnă că poate aveți și dumneavoastră o parte de vină că n-a schimbat nimic. Dacă v-aș pune să asfalteți faceți... străzile alea? Păi nu știu, dacă aș fi președinte, dacă aș fi primarul municipiului și aș fi și președinte de organizație PSD și aș avea ministrul dezvoltării de la PSD, păi n-aș pleca de pe ușa, de pe preșul lui de acolo. N-aș pleca, că nu pot, n-am unde să plec. Dacă plec la primărie și am 1000 de probleme și eu ea nu-mi dau banii, înseamnă că mă duc și mă ia lumea la bătaie cu buta și cu ouă pe stradă. Cum să plec? Unde să plec? A, nu-ți dă astăzi, nu-ți dă mâine, nu-ți dă poimine. Dumnezeu, dar are un an jumătate de când e la PSD. Ministrul Dezvoltării e la PSD. Are bani de n-are ce să facă cu ei. Dar de ce credeți că... Are 2-3 miliarde de euro banii lui. Banii în pixul lui. Eu nu zic că trebuie să dea toți banii la Giurgiu, că trebuie să rezolvă toate problemele. Eu nu spun că... Da, Giurgiu a ieșit pe locul 1. Păi aici vreau să ajung. Eu nu spun că Nicu Barbu trebuie să primească acum toți banii pe care i-a cerut și că Giurgiu trebuia... Dumnezeu, dar când vii și ceri voturi de la organizație, nu e normal să și dai? Nu-i normal la primarii ăștia de comune care au adus scorurile să le și dai? Nu-i normal la primarul de municipiu să-i și dai? Și atunci mă întreb, dacă l-am adus pe Victor Ponta... Nu i s-au dat bani? Au venit bani la Giurgiu. Doamnă, întrebați-vă dumneavoastră ca să nu întreb eu, că eu mă enervez și de-aia... Și să zic, mă enervez că eu sunt giurgiuvean. Dacă era la Constanța, la Tulcea, în altă parte, la Tulcea nu mă interesa, că treaba lor, dacă asta... Dar mă deranjează că a venit unul de la Tulcea și își bate joc de oameni ăștia. Da, mă enervez. Unul la mână. Doi. Întrebați-vă dumneavoastră câte proiecte a adus la Ministerul Dezvoltării și câte i-au fost respinse și câte au fost aprobate. Și întrebați-vă dumneavoastră când vă duceți la el, domn primar, cu câte proiecte te-ai dus la Ministerul Dezvoltării, câte ți-au fost aprobate și câte ți-au fost... Păi spuneți-ne și nouă. Păi n-am dorit să știu. Dar vă spun... Nu, dar vă spun ceva. Dacă străzile sunt neasfaltate, dacă sunt gropi, dacă sunt noroaie, înseamnă că nu s-a dus. Că eu știu că Dragnea are 2,6 miliarde de euro pe mână. 2,6 miliarde de euro sunt în pixul lui Liviu Dragnea. Dacă primarul e de la PSD... Liviu Dragnea a promis că îi ajută pe giurgiuveni. A promis că îi ajută pe giurgiuveni. Depinde pe care giurgiuveni a promis că îi ajută. Că dacă a promis că îi ajută doar pe politicienii giurgiuveni, cum înțeleg eu că i-a ajutat, că i-a ajutat pe unii politicieni giurgiuveni, deși au făcut conturi sănătoase. Dacă îi ajută numai pe politicienii giurgiuveni, e o problemă. Mai avem un telefon, domnule deputat, și continuăm discuția. Bună seara. Bună seara! Bună seara! Și domnului deputat! Vă salut! Mă numesc Lascu Gherasi. Lascu. Domnul deputat, am mai discutat la o emisiune anterioară, rămăsese stabilit. Nu știu dacă aveți un cabinet al dumneavoastră în Giurgiu. Ca să mă prezint la... Am în tineretul, unde are domnul deputat Florian Nicolae. Cabinetul am și eu acolo cu el. Împreună? Împreună, da. Vinerea de la ora 14, mă găsiți acolo, dacă nu sunt eu, e dânsul și avem același... Nu. Îmi pare rău să spun că domnul deputat Florian m-a dezamăgit. Cu toate că mergeam foarte mult, în special de la dumneavoastră din 71, aveam toată încredere, l-am votat. Dar de ce v-a dezamăgit? Și am avut două probleme pe care l-am rugat foarte mult. Păi poate n-am putut. Domnul Lascu, acum vreau să vă spun ceva. Se fac Florian Nicolae și... în cadrul Parlamentului de luni seara
pentru ordinul Ministrului Sănătății și ordinul Ministrului Mediului. Nu, deci, scuzați-mă, care... nu am înțeles întrebarea. Deci sunt depuse la domnul consilier cu probleme juridice, nu știu cum îl cheamă. Da. Și se apropie un an de nu s-a rezolvat nimic. Deci am solicitat numai o interpelare în ziua de luni seara când se fac acestea pentru ministrul Mediului și ministrul Sănătății. Atât. Cu documentațiile depuse la dâns. Bun. Dacă avem și dumneavoastră acolo, nu știu în ce măsură aș ajunge acolo. Credeam că aveți în altă parte. Mm-hmm. Nu comun. Ok. Am înțeles, vă mulțumesc frumos. Mulțumim pentru telefon. Am să-i răspund domnului Lascu. Nu știu ce înseamnă că e dezamăgit de Florian Nicolae, pentru că trebuie să vadă în ce măsură deputatul sau senatorul poate să rezolve unele dintre probleme. Că dacă, de exemplu, ridică unui deputat problema asfaltării, cum a ridicat-o mai devreme domnul Ionescu de pe strada Austrului, sigur nu poate deputatul Florian Nicolae și niciun deputat de pe pământul ăsta nu poate să-i rezolve problema asfaltării. Asta e o problemă de, a primăriei și a primarului. Eu o să vorbesc cu domnul deputat. Nu trebuie să fiți dezamăgiți, repet. Trebuie să vedeți în ce măsură problemele dumneavoastră sunt de competența noastră, că nefiind de competența noastră nu ne putem băga, pentru că sunt și alte legi. Traficul de influență e la ordinea zilei în dosarele DNA-ului și orice vrei să faci acum, dacă sunt un primar, de exemplu, dacă mă sună un giurgiuvean care are o problemă cu un primar și sună un primar și spun, domnule, ajută-l pe cetățeanul ăsta că m-a sunat pe mine, să știți că traficul de influență se acoperă și această, și acest gest al meu, pentru că este vorba despre foloase necuvenite pentru tine sau pentru altul. Nu neapărat pentru mine, că nu m-a ajutat pe mine primarul. Dacă dumneavoastră vreți să mă duceți la un primar și vă ajut pe dumneavoastră, suntem într-o situație de foloase necuvenite. Și atunci trafic de influență și așa mai departe. Nu, lumea cam fuge de... Domnule deputat, mama dumneavoastră, mama mea, locuiește în Giurgiu. A plecat de mulți ani. De foarte mulți ani a plecat. Da. De ce? Nu, vreau să vă întreb dacă știți în ce situație se află spitalul județean Giurgiu. Da, rudem Giurgiu, o grămadă de rudeam în Giurgiu. Am... Și... Mătușa mea, unchiul meu, sau poate mătușa, din fericire altul. Nu au avut nevoie. Doamnă, ce știu este că la un moment dat un politician mi-a semnalat niște probleme la nivelul spitalului. Eu le-am înaintat ministrului Sănătății Nicu Bănicioiu și vreau să vă spun că din informațiile nu știu ce se întâmplă acolo, o să mă informez. La un moment dat am aflat că a trimis corpul de control și a făcut un raport. Nu mai știu exact ce s-a întâmplat cu raportul ăla, să vă spun că n-am urmărit problema, nefiind nici de competența mea, dar mă pot interesa dacă sunt probleme. Înțeleg se confruntă cu mari probleme, cu probleme de... Se chinuie să organizeze un concurs pentru ocuparea postului de manager, post pe care îl ocupă de multă vreme domnul dr. Mihai Petre. Se încearcă organizarea concursului, se găsesc tot felul de motive. A fost tergiversată treaba și situația este disperată acolo la spital. Este disperată și bun, avem materiale ce realizate că e acolo. Adică ce face? Ca să, da, ce să facă? Da, ce să facă? De multe ori nu aveau pansament. Circulă șobolanii prin curtea spitalului. Avem mărturii ale telespectatorilor, domnule deputat. Bolnavii se avem o secție, secția de maternitate a spitalului. Funcționează la o treime din capacitate. La o treime din capacitate funcționează maternitatea Giurgiu, restul este reabilitată la standarde europene, însă nu poate fi nu se pot folosi de ea, întrucât nu există mobilier, nu există paturi, nu există noptiere, nu există. Iese managerul la televizor și spune că eu
de la TV Giurgiu sunt nebună, spune că TV Giurgiu este antena 3 de Giurgiu, că mințim populația, realizez ulterior un material unde dezmint cele spuse de domnia sa, chiar prin spusele medicilor care își desfășoară activitatea în maternitate. Situația este disperată la spital. Și asta, concluzia unanim a fost din cauza prostului management. Ce părere aveți? Dacă lucrurile stau așa cum le spuneți dumneavoastră și n-am niciun motiv să nu vă cred, într-adevăr, e o problemă și trebuie văzut acum, trebuie cum schimbăm managementul de acolo. Nu e de competența mea să mă bag să schimb managementul de la spital, dar din experiență politică vă spun că, prin comparație, că am șansa să fiu deputat de Târgoviște, vreau să vă spun că spitalul din Târgoviște este echipat la standarde, la cele mai înalte standarde, cu fondurile locale. Așa spune și managerul nostru despre Spitalul Giurgiu. Am realizat un material și vă întrerup din nou în weekend la spital, unde asigura garda un singur medic la unitatea de primiri urgențe. De la intrarea în gardă până după 12 ore, consultase 80 de pacii, 80 de urgențe, acordase îngrijiri medicale. Greu e să și saluți 80 de oameni. E și atunci discutăm despre actul medical. Cum poate un medic de unul singur să se cloneze ce să facă? Eu am un prieten la Giurgiu care e doctor și în care am toată încrederea. Pare că îl cunoașteți și cred că îl cunosc toți, Giurgiu Veni, e vorba de doctorul Pic. Și cred că experiența lui și pregătirea... Da, este o problemă. Și da, pregătirea lui cred că ar trebui folosită mai mult, pentru că doctorii sunt gardienii vieții. Și dacă un singur om moare pe masa de operație sau dacă un singur om moare pentru că nu e nu sunt lucrurile așezate cum ar trebui într-un spital, cred că managerul ăla ar trebui să nu mai doarmă și să se gândească foarte, foarte serios. Mi se pare halucinant să-mi spuneți că umblă șobolanii prin curtea spitalului sau că un doctor se ocupă de 80 de urgențe. O urgență este o urgență. După urgența jumătate este... de gardă, până la sfârșit, pot fi 200. Da, Dumnezeu știe. Vă dați seama că dacă suntem într-un regim de urgență, urgența este pasul dintre viață și moarte. Dacă și n-ai fiindcă... timp sau dacă ești obosit sau dacă n-ai chef de o urgență, este de fapt salutul de adio pe care îl dai unui om și îl lasă să moară. Din cauza asta spun că managerul, dacă a lăsat un singur medic la 80 de urgențe, la 100 de urgențe, cred că e ușor inconștient. Nu vreau să mă hazardez să spun mai multe, că nu mă pricep la managementul instituțiilor spitalice, dar mi-e greu să cred, ca și dumneavoastră, că un medic poate să se ocupe de 100 de urgențe într-o zi. Mi-e greu să cred. Nu, asta se întâmplă la Giurgiu. Și fiindcă ați amintit de doctorul Pic, că n-am vrut să spun în ce v-am spus mai devreme, dar managerul și domnul Vasile Mustățea, președintele Consiliului Județean, deopotrivă, au o problemă cu doctorul Ladislau Pic, care ați spus că vă este prieten. Vreți să îl aduceți pe Pic? Nu vrem să aducem pe nimeni, nu preferăm pe nimeni. Nu, aș vrea să-l aducem pe doctorul Pic, dacă se poate. Și dacă câștigă un concurs și dacă e legat, nu, eu vreau să aduc pe doctorul Pic. Nu, nicio problemă, n-am niciun secret să fac de asta. Dar vreau să spun două lucruri. Dacă domnul Mustățea și cu domnul Mihai Petre se țin de jocuri politice, adică de ce, pe sănătatea oamenilor. De ce să-l punem pe doctorul Pic și să nu lăsăm pe niște ambiții. Niște ambiții din astea prostești, n-am înțeles. Mea, nu mi se pare normal, pentru că exact cum spuneți dumneavoastră, ambițiile astea se fac pe sănătatea oamenilor. Dacă sunt 80 de urgențe într-o seară, 100 de urgențe într-o seară, dacă de unul singur nu te-ai ocupat cum trebuie și ăla moare, cine răspunde? Mustățea, jocul politic, ambiția lui Mihai Petre să fie director, nu cred că e în regulă. Nu cred că e regulă. Nu știu, am spus de mai multe ori că nu comentăm aici calitatea de medic. Este un medic foarte bun, domnul Mihai Petre. Aici vorbim despre managementul instituțiilor. Discutăm despre managementul spitalului județean, domnule deputat, și dacă aveți rude la Giurgiu, nu mai să întreb. Probabil am o grămadă de lucruri, o grămadă de rude am la Giurgiu, am o grămadă de prieteni la Giurgiu, am o grămadă de oameni cu care am copilării la Giurgiu. De fiecare dată când vin, mă văd cu unii dintre mă sună foarte mulți. Am venit de câteva ori la Giurgiu. Sunt aproape de ce se întâmplă în oraș. Pe această cale vreau să mai trag un semnal de alarmă apropo de jocurile politice.
au blocat banii teatrului municipal. Tot Teatrul Valac, că nu e municipal, da? Teatrul, da. Da? Tot din jocurile astea politice, că să nu le dăm, că nu știu ce, nu vrem noi, că votează PSD-ul, că nu votează PSD-ul. Oameni buni, nu mai politizați și nu vă mai bate joc ca niște politruci de instituțiile statului, de spital, de teatru, de inspectoratul școlar. Aici nu trebuie să punem politruci. Din fericire, la inspectorat, chiar dacă a pus pământ de la PSD, e un tânăr care se pricepe și care vine din rândul profesorilor. Dar nu mi se pare normal să-l pun pe unul doar că e al meu și are carnet de partid al meu și ăla să ne norocească acolo. Cum nu mi se pare normal să nu dăm banii la teatru doar pentru faptul că directorul de la teatru nu răspunde la comandă politică? Păi, să mă ierte Dumnezeu, cultura nu are apartenență politică. Și cred că Mircea Meionescu s-a zbătut pentru teatrul ăsta că nu s-au zbătut toți politicienii pentru județul ăsta. Și știu ce vorbesc. Da, s-a zbătut. Și s-a zbătut și când era PSD-ul la putere și când era PDL-ul. Omul ăsta nu are nicio apartenență. Omul ăsta are substanță culturală în el cât n-au 99% dintre politicieni. Dramaturg, ziarist, are o poveste de viață fabuloasă. Dacă ați face o piesă de teatru ecranizându-și, punându-și în scenă viața lui, eu vă spun că ar lua 17 premii. Întâmplarea a făcut să avem un prieten comun și să știu de la alți prieteni povestea vieții lui. Este un tip fabulos. Este un tip fabulos prin forța interioară pe care o are, cât s-a zbătut, cât s-a luptat cu el însuși de multe ori. Și nu vreau să spun lucruri, că sunt lucruri personale, nu vreau să le spun. Dar povestea vieții lui este fabuloasă. Nu merită să vă bate joc de omul ăsta doar pentru faptul că aveți niște jocuri pe acolo, să nu votăm cu ăla, că nu ne convine. Că... Și nu de om, cât de giurgiuven până la urmă. Au dreptul la cultură și așa. Câte locuri de unde de agrement sunt în Giurgiu, de plâng tinerii după locuri de distracție, merg la București. Este un oraș cenușiu. Este un oraș cenușiu. Este un oraș cenușiu. Din păcate este un oraș cenușiu. Din păcate un oraș cenușiu. Și eu cred că un oraș de graniță, reședință de județ, la frontieră. La frontieră, pe Dunăre, da? Pus cred, strategic cred aici. Că am avea niște proiecte pe care le-am dezvoltat cu proiectele europene pe orașele dunărene, da? Cred că am reușit să schimbăm puțin, nu spun radical, dar să aducem un pic de zâmbet pe ochii și pe fețele giurgiuvenilor care sunt cernite de dimineață până seara, că e vară, că e iarnă, că e PSD, că e PNL, că e nu știu, PDL la guvernare, oamenii ăștia sunt triști. Am putea face niște proiecte. Nu vreau să creadă cineva că sunt eu soluția pentru toate problemele, că sunt panaceul universal. Nu sunt. Dar cred cu tărie că 99% din, sau nu 99%, hai să nu zic niciun procent, cred cu tărie că foarte mulți politicieni nu se gândesc la nimic decât cum își mută bugetele pe numele lor. Atât. Nu cred că se întâmplă asta și vă am exemple să dau o grămadă, dacă vreți. Domnule deputat, ne apropiem de finalul, am trecut de finalul emisiunii, am prelungit. Un tablou 2016, alegeri locale. Vă spun de un an jumate și nu mă credeți. Și le spun tuturor. Primăria la Giurgiu câștigă Florian Nicolae. Doar dacă nu va face o figură cum a făcut-o în 2012, să se retragă. Dacă se înscrie în cursă și candidează, da? Și dacă face un proiect de campanie și un program de campanie, dar și un proiect de campanie, dacă își face un proiect de campanie, eu vă spun că nu are cine să-l bată. Nicu Barbu, nu mai comentez ca să nu vă deranjez pe dumneavoastră, da? Beanu este în sondajele pe care le-a făcut PSD-ul acum vreo 7 luni, dacă nu mă înșel. Prin septembrie a făcut PSD-ul un sondaj local. Era pe locul 3, da? Nu văd cine să-l bată. Nu văd. Dacă îmi dați un nume, cine putea să-l bată? Știu, eu v-am întrebat pentru că se fac atâtea ecuații de la o zi la alta. Presa locală titrează, aruncă așa tot felul de... petarde, de multe ori ne amuzăm, pentru că asta este prin declarațiile politice iată cum a venit. Eu, cum am, aș vrea să învăț ceva pe Giurgiuven cu respectul și cu deferența necesare. Uitați-vă la politicieni dincolo de articolele de presă, dincolo de emisiuni, dincolo de ce scrie în presa locală, pentru că de multe ori sau uneori, ca să fiu elegant față de unii dintre foștii mei colegi, uneori presa locală răspunde unor interese.
Și eu, Radu Popa, pot fi prezentat mai frumos decât sunt și mai deștept decât sunt. Nicu Barbu nu poate, aici. Nicu Barbu poate nu aici, și... pentru că ați văzut liniile sunt deschise. Da, mă, sunt mai în jur, mai plaudă. Intră mai... toată lumea, da. Nu cred că ați avut vreodată vreo înțelegere cu mine nu, sau nu, n-am cu nimeni. Cineva de la TV Giurgiu. Sunt jurnalist de formație, n-am nicio nevoie să am nicio înțelegere cu nimeni. Deci, repet, eu cred că putem fi prezentați mai frumos și mai deștept și eu, și Nicu Barbu, și unul și altul. Dar uitați-vă ce rămâne dincolo de emisiuni. Duceți-vă pe stradă și dacă dumneavoastră și dacă oamenii giurgiuveni îmi spun că orașul arată bine, vă dau cuvântul meu de onoare că nu mai spun în viața mea nimic de Nicu Barbu. Duceți-vă prin județ. Uitați-vă la activitatea Consiliului Județean. Spitalul, nu mai departe. Este în subordinea Consiliului Județean. Dom'le, dacă nici de spital, dacă nici spitalul nu le liberăm de jocurile astea politice, prostești până la urmă. Prostești. Păi, întrebarea mea e următoarea. Cu ce îl încălzește pe Vasile Mustățea sau pe Nicolae Bădălău că au omul lor acolo sau că nu l-au, sau că nu-l au, dar în timpul ăsta moare unul sau doi sau trei sau cinci giurgiuveni mor pentru că nu se întâmplă lucrurile așa cum ar trebui să se întâmple. Îi mai încălzește cu ceva? Notați-vă un mesaj, domnule deputat, ultimul mesaj și încheiem pentru emisiunea. Da? Cine poate să facă o anchetă la direcția poliției locale Giurgiu? Că se fac numai abuzuri. Cine îl ține atât de mult pe Lazar Ciobanu în brațe? Nu poate să-l dea nimeni jos. 80 de agenți sunt batjocoriți de acest director și amenințați că îi dă afară. Este un mesaj de la un telespectator sau telespectatoare, nu știu, dar dacă este așa, există televiziuni locale, există televiziuni naționale, există presă scrisă, presă online și puteți să sesizați abuzurile chiar fără să vă declinați identitatea. Mă, sincer, n-am auzit. E prima oară când aud și eu cu probleme la și poliția eu locală. Eu nu cred că sună nimeni de nebun dacă nu e vreo problemă. Eu cred că e o problemă acolo. Nu știu dacă problemele sunt cele pe care le prezintă telespectatorul. Nu vreau să mă înțeleagă greșit. S-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie. Eu spun că pentru că nu știu. În mod evident, numirea la poliția locală o face primarul la în urma votului dat de Consiliul Local, dacă nu mă înșel. Dacă, nu știu sigur dacă e vorba și de Consiliul, dar sigur este în subordinea primarului municipiului Giurgiu. Domnul Ciobanu, dacă nu mă înșel, da, aparține de primărie. Este de pe vremea lui Cilescu, rămas în funcție. Da. S-ar putea unii oameni când prind rădăcini să prindă și și vierbi sub rădăcinile respective și atunci e nevoie să mai curățăm. Nu știm, nu știm despre ce este vorba. Am spus că nu știu, nu. Dar e bine să dați atenție mesajului, că cine știe, poate un om chiar se teme pentru el și pentru ceilalți 80 de colegi. Uitați că 80 de agenți sunt batjocoriți. Și noi o să fim atenți și dacă aveți ceva să ne semnalați, să știți că niciodată nu divulgăm sursele. Da. Așa, domnule deputat. Niciodată nu divulgăm sursele. Dacă suntem la final, înțeleg că suntem la final. Suntem la final. Vreau să transmit și eu un mesaj către toți giurgiuvenii. Îmi cer scuze dacă n-am fost tot timpul conectat la problemele locale. Am trecut printr-un an dificil, am avut alegeri europarlamentare, am avut alegeri prezidențiale, poate n-am fost tot timpul la cabinetul parlamentar, e o vinovăție pe care mi-o asum și pentru care îmi cer scuze. Din seara asta, sau nu neapărat din seara asta, oricând telefonul meu vă stă la dispoziție tuturor, 0722-333-005, sunați-mă de la 8:30 dimineața până la 12 noaptea, că nu e nicio problemă, mă găsiți și dacă îmi stă în putere, vă ajut pe fiecare. Domnule deputat, mulțumesc pentru prezența în platou, la audiența, vă mai așteptăm. Mulțumesc și pentru invitație. Vă mai așteptăm să ne spuneți ce se mai întâmplă în noul PSD. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția din această seară. Noi ne revedem joi la o nouă ediție, timpul să vorbim. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu. Numai bine!